Criza de COVID-19 și dezinformarea au dus la cea mai puternică scădere din ultimele trei decenii a ratei de vaccinare a copiilor împotriva unor boli extrem de periculoase. Se arată într-un raport comun al Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF. Conform Digi24.ro, proporția copiilor cărora le-au fost administrate cele trei doze de vaccin contra difteriei, tetanosului și poliomielitei scăzut de la 86% în 2019 la doar 81% în 2021. Acest vaccin este utilizat ca indicator cheie al acoperirii vaccinale la nivel global. Această scădere înregistrată în 2020 și 2021 urmează unui deceniu de progrese. 18 milioane de copii nu au fost vaccinați contra difteriei, tetanosului și poliomielitei. Circa 25 de milioane de copii au ratat astfel una sau mai multe doze de vaccin în 2021, cu 2 milioane mai mult decât în 2022 și cu 6 milioane mai mult decât în 2019. Printre acești 25 de milioane, 18 milioane nu au fost imunizați cu nicio doză, fiind vorba despre copiii din țări cu venituri medii sau mici, în special India, Nigeria, Indonezia, Etiopia și Filipine. Cauzele acestei scăderi sunt multiple: conflicte, dezinformare și probleme de aprovizionare sau de continuitatea administrării legate de pandemia de COVID-19. Au existat speranțe că în anul 2021 să înceapă o recuperare după perioadele de lockdown. În schimb, însă, ratele de vaccinare au continuat să scadă, fenomen înregistrat în toate regiunile lumii. Această acoperire foarte slabă a determinat apariția unor epidemii evitabile de rujeolă și poliomielită în ultimele 12 luni, subliniază raportul. Aceste vești proaste vin în contextul unor rate de malnutriție de asemenea în creștere. Un copil malnutrit are deja un sistem imunitar mai slăbit și este așadar mai susceptibil de a dezvolta forme grave ale acestor maladii, de altfel evitabile. Trebuie să realizăm o recuperare a imunizării pentru milioanele de copii care nu au fost imunizați sau vom asista inevitabil la alte epidemii, la copii bolnavi și la o mare presiune asupra sistemului de sănătate și așa împovărat, relatează Digi24.ro.